Funcția de subprefect al județului Suceava a fost preluată oficial de Nistor Atanasă. Ședința festivă de învestire în funcția de subprefect a avut loc duminică la Palatul Administrativ. La ceremonia de învestire au participat prefectul Florin Sinescu, președintele Consiliului Județean Cătălin Echifor, angajații prefecturii și majoritatea șefilor de instituții deconcentrate sucevene. De la învestire nu putea lipsi fostul subprefect Constantin Harasim. Nistor Atanasă s-a declarat onorat de faptul că a fost numit în această funcție. Ieri a avut loc ședința Colegiului Prefectural Suceava, ședința extraordinară, în cadrul cărei a fost investit domnul Nistor Atanasă în calitatea de subprefect. Va exercita cu caracter temporar calitatea și funcția de subprefect în conformitate cu hotărârea de guvern care a fost adoptată miercurea trecută în ședință. Conform procedurii, pe lângă acest act, hotărârea de guvern privind eliberarea din funcția domnului Harasim, totodată numirea domnului Nistor, având în vedere calitatea domniei sale de funcționar public, ocupă în prezent o funcție în categoria înalților funcționari publici, este nevoie ca acesta să depună jurământul. Acest lucru s-a întâmplat în ședința de ieri, care a avut loc la Palatul Administrativ. Din acest moment, împreună cu mine, deci vom gestiona ceea ce înseamnă problematica instituției prefectului județul Suceava.